Denumire generică pentru 55 de specii de ierburi, iarba de lămâie trăiește în zonele calde și tropicale, fiind mai ales folosită de bucătăria asiatică în ceaiuri, supe și amestecurile curry. Dar această iarbă, ce poate crește până la 2 metri înălțime, este una din cele mai versatile plante, diversele sale varietăți fiind utilizate în industria săpunurilor, fabricării spray-urilor contra insectelor, alumânărilor, antisepticelor și dezinfectantelor, ca antifungic, în industria parfumurilor, împotriva tusei și a congestiei nazale. Denumire generică pentru 55 de specii de ierburi, iarba de lămâie trăiește în zonele calde și tropicale, fiind mai ales folosită de bucătăria asiatică în ceaiuri, supe și amestecurile curry. Dar această iarbă, ce poate crește până la 2 metri înălțime, este una din cele mai versatile plante, diversele sale varietăți fiind utilizate în industria săpunurilor, fabricării spray-urilor contra insectelor, alumânărilor, antisepticelor și dezinfectantelor, ca antifungic, în industria parfumurilor, împotriva tusei și a congestiei nazale. Bună ziua tuturor! Bine v-am regăsit la emisiunea Pușculiță cu Arome. Bună ziua, Radu! Hakuna Matata, Jerome! Hakuna Matata! Ce faci? Că ne-am văzut de mult. Fac bine. Fac bine? Cred fac că bine, te-ai întors din Asia. A fost puțin plecat, nu? M-am întors. Da, în sfârșit. Bine, te regăsim aici cu noi. Cu arome noi și proaspete. Arome noi și proaspete. Și ce ne-a adus din Asia, din călătorile tale? Uite, am adus câteva fire de lemongrass. Da. Poți de să fapt, explic puțin ce e asta? De fapt, nu știu ce nume să-i dau, pentru că în limba română nu există un nume pentru această plantă. Numele ei latin este Cymbopogon citratus. Și este o plantă tropicală. După cum vezi, seamănă un piculeț cu ceapa verde, ceapa crește verde, așa, da, în pământ, dar aici sunt rădăcinile. Bineînțeles că este un pic mai verde, asta a călătorit cu mine câteva zile și a început să se mai ofilească un pic. Și în Asia se găsește oriunde? În Asia se găsește oriunde, crește și pe câmp în mod spontan, în toate piețele. Este, după cum vezi, o plantă cu frunze un pic lemnoase, da, și cu o aromă foarte plăcută, citrică. Da. Da, miroase foarte bun. Chiar miroase un produs care folosim la pentru e folosit în cosmetic. Mosquitos pentru cum se sănțar, da, pentru sănțar, nu, un produs păi, ca plăcut. Să le, ha? Vă l-ai plăcut? Da, un pic așa. Da. Îmi strici aici. Eu vreau să promovez planta asta și tu îmi spui că alungă țânțarii. Uite numele și de la ce vine. Kimbos în limba greacă înseamnă barcă. Și pogon înseamnă barbă. Deci ei spun așa că e un fel de barcă, o barbă, probabil aluzie la forma ei așa înfoiată și asta are o formă de bărcuță, frunza. De aici se numește. Aproape ca o barcă de țelină. Aproape ca, da, ca o tulpină de țelină. Și este o plantă care se găsește extraordinar de mult și este folosită fantastic de puternic în Asia de Sud-Est. Adică în Thailanda, Vietnam, Birmania, Cambodgia, Laos, dar și în Australia și în Statele Unite. E puțin ca un patrugel asiatic, nu? Ca la noi, dacă facem o comparație ca... Nu, coriandru ar fi un patrugel asiatic. Pur și simplu nu avem cum să facem o comparație. Și dacă nu găsim lemongrass, o putem înlocui cu un piculeț de ghimbir și cu suc de lămâie. Dar nu este același lucru, însă, mă rog, cât de cât ne-a propus. Asta e mai rafinat, nu? Da, e un gust mai rafinat. Dar crezi specific. Că vom găsi în curând în România? Eu sper, au început să se aducă cosmetice cu lemongrass și de asemenea iaurt aromat cu lemongrass, da, și alte produse. Gustat, da, iaurt cu lemongrass se găsește, da. Probabil că la un moment dat se va găsi. Să sperăm. Da. Acum noi facem o emisiune de informare. Da. Asta este informația. Acesta este lemongrass-ul. Are o structură lemnoasă, el de obicei se îndepărtează din mâncare. Este ca foaia de dafin. O pui, aia nu poți să o mesești, ai văzut că e tare. Mm-hmm. Nici pe asta. Decât dacă este măcinat atât de fin, mm-hmm,
Vezi? Înmăcinat. Da. Este feliat atât de fin și se incorporează practic în mâncare, se înmoaie acolo în sos și poate fi mestecat fără probleme. El, acest lemongrass, se comercializează pe piață, da, în Asia de Sud-Est, în special, da, proaspăt. În Occident, dar și în Asia, se mai găsește și uscat. Ok. Vezi că el este practic tocat și uscat. Da. Da, nu are, acum nu miroase, însă putere, în sos, când se moaie, în lichidul, da, de gătit, își dă drumul. Da. Absoarbe lichid și își dă drumul și la aromă. Și... De asemenea, ăsta poate fi măcinat și făcut un praf. Praful se numește sereh. Și o lingură de praf echivalează cam cu un fir de lemongrass, de la care trebuie să menționez că se folosește numai această parte albă. Da. Inferioară a plantei, pentru că asta, deci, nu, restul se aruncă, da, da. Restul se aruncă. Se decojesc foile uscate. Da. Și ce rămâne se retează aici, se retează aici și se toacă și obținem ceea ce vedem aici. Foarte interesant. Cum, okay, se folosește? Exact, asta era întrebarea următoare. Ce rețetă ne pregătești? Ce, cum le folosești? Ce putem face? Are un gust delicat. Cum o folosim? În această rețetă o folosim, după cum vezi, feliată foarte mărunt și practic o vom mânca, se incorporează în mâncare. În alte rețete însă se taie bucăți sau se zdrobește cu ciocanul de șnițele, se pune în lichidul de, în care fierbe, da, mâncarea sau în care fierbe carnea sau legumele și după aceea se scoate. Dar niciun caz nu se mănânce crud așa? Nu, niciun caz nu se. Okay. Dacă vrei să încerci... Nu, dar mulțumesc că m-ai încercat de la tine lucrurile crude și nu prea fost prea puternic. Îți ziceam că lemongrassul este un ingredient specific bucătăriei din sud-estul Asiei. Și ca atare este folosit în toate felurile de mâncare proprii, felurile naționale ale acestor bucătării din Thailanda, Vietnam, Cambodgia, Laos și așa mai departe. Astăzi vom găsi o rețetă thailandeză. Și fiindcă veni vorba de Thailanda, ei sunt vestiți prin niște paste de curry. Aceste paste de curry, care sunt pastele care dau asezonarea mâncării, conțin lemongrass tăiat foarte mărunt și după aceea pisat, incorporat în pastă. Da. De asemenea, indonezienii au niște paste numite bumbu. 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 Da, care sunt diferite pentru fiecare tip de carne, dar aproape toate conțin lemongrass. În Vietnam și Cambodgia, unde mâncarea e mai puțin picantă decât în Thailanda și Indonezia. E pentru mine, nu? Da, mai pentru, da, tine, așa? Așa. El, acest lemongrass se folosește ca să dea aromă citrică supelor și tocanelor. Și cam atât ar fi. Dacă ai tu ceva întrebări, că eu încep să scot... Cred că se mai vin întrebări în timp ce gătim. Mai ales, da, că trebuie să încingă puțin aici, da? Ia să mărim, îi dăm bice un mărim pic. Focul. Ok. Cum se spune în franceză? Citronel. Citronel. Citronel, care vine de la citron. De la... Da, toate denumirile în limbile occidentale de contemporane nouă conțin referire la lămâie, datorită acestei arome. În engleză e lemongrass, adică iarbă, uh-huh, de lămâie. Uh-huh. Iarbă lămâioasă, ceva la modul ăsta. Deci putem să creăm un nou cuvânt în aceste emisiune. Am putea, da. Ori putem să spunem lemongrass, da, ori eu i-aș spune sincer iarbă lămâioasă, ca să o românizez. Dar, da, e un cuvânt mai lung, nu știu dacă e comod de folosit. Germanii spun tot lemongrass. Da? Da. Germanii spun lemongrass, italienii spun cimbopogone, de la numele latin, iar spaniolii spun citronela, dar ei mai spun și ierba de limon, adică iarbă, ierba de limon, de lămâie, si, lămâioasă, sau te, si, de limon, care înseamnă ceai de lămâie, sau zacate de limon, care nu știu ce înseamnă. Bun. Bun, e bine. Da. Deci punem puțin ulei. Cam o lingură, da, și jumătate. Păi să-l putem, okay, acolo. Și ce ingrediente folosim la această rețetă? Văd că ai foarte multe ca de obicei. Nu sunt foarte multe, așa-s puțin. Nu? Da? Pentru că avem de-a face cu un stir fry, da, adică amestecă și prăjește rapid. Am pregătit toate ingredientele aici, ca să nu stăm să umblăm după ele. Okay. Toate sunt tăiate. Bun. Ce avem aici? Avem o ceapă tocată foarte, okay, mult. Vezi? E încins ulei. Aici avem doi căței de usturoi, da, pisați, okay, tocați mărunt. Mm. Aici avem prietenul, okay, nostru lemongrass, da,
și ardei iute. În ardei iute curățat de semințe și tocat. Bun. Ok. Simți că începe să miroasă? Cred că e prima rețetă care facem fără ghimbir. S-ar putea. Una din primi, da. Oricum, una dintre că... puținele. Trebuie să stăm un pic să se înmoaie ceapa, da. Și să-și dea drumul la arome. Vezi că a început deja să miroasă foarte frumos. Da. Da. E o rețetă rapidă. Uite, simt și miros citric de la lemongrass. Da. E un citric foarte, foarte plăcut. Da. Foarte bine. Și ghimbirul, de fapt, e un pic citric. Dar e picant. Și ca consistență în gură, cum este lemongrass? Se înmoaie, o să o simți. E ca ceapă, nu? Ca o ceapă, da? Ca un praz așa. Okay. Avem aici o jumătate de cană, adică 125 fix de mililitri de vin de orez sau de vin alb. Punem cam o lingură de zeamă de lămâie verde, de limetă. Da. Ok. Și avem aici o cantitate similară de sos de pește, despre care știi că este condimentul obișnuit. Și care înlocuiește sare. Care înlocuiește în bună măsură sare. Da. Și e mult mai înțelept să procedezi așa, pentru că este... E mai natural? E mai sănătos? E un produs natural, da. Nu conține atât de mult sodiu ca sarea minerală. Da. Bun. Și acum avem o mică supă aici. A dat în clocot. Da. Și acum, vezi ce avem aici. Sunt niște creveți prefierți. Da. Ei pot fi mâncați chiar așa. Le-ai adus din Thailanda? Nu. Nu. Așa sunt. No, chiar dacă aduceam din Thailanda, aduceam cruzi și mari. Bun. Îi lăsăm un pic. Vreo 2-3 minute. Da. Ei fiind gătiți, trebuie numai să se încingă, să ajungă la temperatura mâncării. Da, în prăjituri, de exemplu, poți să pun puțin... Poți să pui, cum poți să pui și ghimbir. Da. Acum, în Asia nu prea există prăjituri. Deserturile lor sunt foarte diferite. Prăjiturile înseamnă influență occidentală, pe care o regăsim în Vietnam, mai ales, de la Franța. Da. Așa. Ei au alte tipuri de desert, în special bazate pe orez, care este aromat cu frunze de pandan. Mm. Este dat prin... caramel făcut din lapte de coco și zahăr și se adaugă felii de mango sau de banană sau de alt fruct, funcție de ce este disponibil. Uh-huh. Oricum, în clima aia, mereu este disponibil cât un fruct minunat. Uh-huh. Ok. Bun, hai că nu mai avem mult. Am mâncat odată ghimbir confiat într-un restaurant. Nu se face și lemongrass confiat într-un fel? Eu sau n-am văzut. Pasta de nu-i de ajuns de cărnos ca să fie confiat. Okay. Ghimbirul ai văzut că are consistență. Bun. Acum, dragă prietene, nelipsitul iaurt? Lapte de cocos. Lapte de cocos. Suntem în Asia. Da. Ei nu consumă produse lactate în afară de Indie. Și n-au probleme cu calciu? Și au calciu din altă parte. Da? Da. Și în schimb câștigă că renunță la grăsime. Bun. Trebuie să ne mutăm acolo atunci, nu? Da, n-ar fi o idee, ne? Mai ales eu. Da, nu. Sunt în alb, în negru astăzi, oricum, de asta nu se vede. Oricine poate ar trebui să arunce o privire acolo, pentru că este o planetă fascinantă, Asia. E altă lume. Cu tot o altă lume și cu tot o altfel de oameni, cu tot o altă bucătărie. În orice caz, dacă te duci fără prejudecăți, o să te simți minunat acolo. Eu cunosc decât Japonia, care este și acolo o lume aparte din Asia. Deci bănuiesc Thailanda și Cambodia și... Toate țările astea sunt foarte interesante de vizitat. Da, și diferite între ele. Japonia, să spunem, mai comparau cu Statele Unite. Uh-huh. Thailanda, în momentul ăla, devine un fel de Cehoslovacie, ca nivel, iar Cambodgia, un fel de Albania, să spunem. Deci sunt nivele de dezvoltare foarte diferite. Dar ce au în comun? Au în comun dinamismul, puterea de muncă și inteligența. Eu am fost surprins în mod foarte plăcut de ei. Și de thailandezi și de cambogieni. Bun. Un minut, mai două. Nu? No, e bine, e bine, ca să mai scadă. Ok. Trebuie să lăsăm câteva minute, să mai scadă un pic lichidul. Da. Se concentrează gustul și aroma în felul ăsta. Și ce avem, ce ingrediente avem în urmă? Avem, dacă se numesc creveți cu lemongrass și busuioc. Avem busuioc. Da. Dar după cum știi, busuiocul... Din păcate, noi nu avem busuioc
tipic thailandez. Noi avem un busuioc european de tip italian sau grecesc, care este foarte delicat și care se adaugă la mâncare la sfârșit, pentru că la temperatură mare își pierde aroma și se veștejește. Deci noi îl vom ține foarte puțin. Și există busuioc roșu, de cât știu. Există busuioc, da, e un roșu vinețiu. Da, da. Foarte aromat. Se folosește mult în Asia, nu? Da. Sunt trei feluri de busuioc diferite de ale noastre. Da. Unul este mentolat, unul este camforat, celălalt este cam ca busuiocul nostru. Uh-huh. Am mai văzut un tip de busuioc foarte asemănător cu menta. Sincer să fiu, nici nu știam dacă e un fel de mentă sau un fel de busuioc. Aha. Piețele lor sunt senzaționale, senzațional de bine aprovizionate. Din păcate, aproape nimeni nu vorbește engleză în piață. Dragi prieteni amatori de arome, aici începe un miros deosebit. Începe? Da, 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 da. Adică merge și, cred, în clădirea celălalt acolo mirosul. Dar noi vom fi norocos care vom încerca. Acum, jumătate din frunze. Da. Aici avem și eu un amestec de culori foarte interesant acum. Puțin portocaliu, puțin verde, puțin galben. Da, mai urmează. Mai urmează, e o simfonie de culori. Ce avem acolo? Ceapă. Ceapa verde. Tot jumătate din ea. Apropo de simfonia de culori. Și, dragă Jerom, suntem aproape gata. Mai văd ceva care a rămas acolo. Asta vine la urmă? Final touch. Da, la final urmă. Touch. De Radu touch. Nu-i așa? Dar fiindcă e ardei iute, da, mi-l aș asuma. Oricum este pentru ornament. Dacă ți-e teamă de o întâlnire față în față cu ardei iute, îl dai așa mai la o parte și treci pe lângă el către creveți. E corect. Bun. Și bănuiesc că se servește cu orez acest preparat, da, nu? Da, da. Un orez basmati, un orez tailandez parfumat sau... Basmati să rămână în India. Da. Aici ar fi bun un orez jasmin. Jasmin. Jerom, cred că suntem gata. Da. Chiar s-a redus bine acest sos. Chiar acum are o consistență interesantă. E un pic mai consistent, da. E, facem un pic de loc. Da. Trebuie să-mi desfășor acum talentele. Mm-hmm. De prezentare, da? Farfurie. O farfurie albă cu roșu în jur. Mai facem ceva. Puțin o lingură pentru sos, nu? O lingură pentru sos. Ok. Ok. Vom lua. Aici ar trebui să fie 2-3 porții. Dacă avem orez, putem merge chiar spre 4. Ți-e foame? Da. Când văd ce-mi gătesc tu, ai și bețe sau nu ai bețe? Să știi că thailandezii nu sunt așa nebuniți după bețe. Nu? Folosesc, dar da. În special cu lingură, da. Ca și cambogieni. Folosesc o furculiță și o lingură. Cu furculița, culmea, împing, se ajută în mâncarea pe care o pun în lingură. Bun. Și acum... Acum, dragă Jerome, de Radu touch. Câteva frunzulițe proaspete, care să nu arate muiate așa și o fi un pic de ceapă verde, frumos, un pic mai mult. Și, și nu, nu în ultimul rând, la urmă, dar nu ultimul, câteva ardei iute, rondele de ardei iute. Dragă Jerome, suntem foarte gata. Frumos. Arată bine, nu? Da. Crevețe cu lemongrass și busuioc. Și busuioc. Foarte interesant. Rețeta thailandeză, da? E o rețetă thailandeză cu ingrediente nimic adaptat de piața românească. Toate sunt așa, în afară de busuioc. Ca la carte. Ca la carte, aproape. Lemongrass, mulțumesc, Radu. Eu... Și vă dorim pofta bună pofta cu bun. Lemongrass, cu creveți și cu busuioc. La revedere, pe curând. Poftă bună și la revedere.